Și bine v-am regăsit la Afaceri de la Zero, un proiect al ziarului financiar prin care aducem în prim plan poveștile micilor antreprenori din România. Eu sunt Alina Vasiliu, iar invitatul meu de astăzi este Paul Marinescu, fondatorul Dichis Events, o afacere care, în plină pandemie, a trebuit să se transforme, dar a bifat și una dintre cele mai mari reușite din existența ei, organizarea unei nunți pe malul mării în Grecia. Despre cum a fost până acum și despre cum va fi mai departe businessul Dichis Events, vorbim astăzi cu Paul Marinescu la Afaceri de la Zero. Bună, Paul! Hello, hello! Bună tuturor! Îți mulțumesc că ești alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Spuneam despre reușita voastră de anul trecut, faptul că ați putut organiza un eveniment în Grecia, a fost primul vostru eveniment peste granițele României. Și într-un context un pic mai special, știm cu toții cum a fost anul trecut din punct de vedere al evenimentelor. Cum a fost pentru voi trecerea de la activitatea intensă pe care o aveați înainte de pandemie la perioada aceea de pauză care a apărut începând cu luna martie 2020? Pentru noi a fost foarte ciudat, eram obișnuit cu un alt rin, ca să zic așa. Bineînțeles, la început toată lumea a stat să vadă ce se întâmplă, să se anunțe chestii noi, să ne dăm seama și după aia ne-am dat seama că trebuie să ne adaptăm la ceea ce se întâmplă. Și am început să schimbăm puțin din filozofia noastră din momentul respectiv. Ne-am intrat în online mai mult și am făcut ce evenimente ni s-au permis. Bineînțeles, am ieșit și din țară, ca să zic așa, unde se puteau face încă evenimente la momentul respectiv, Grecia, în cazul de față. Ce face un business de evenimente atunci când, practic, toate evenimentele, tuturor evenimentelor li se pune stop așa deodată? Ce ați făcut? În martie, aprilie, aveați evenimente programate pentru perioada verii? Aveam foarte multe evenimente programate din începând cu luna mai până noiembrie, ca să zic așa. Pe parte de evenimente personale, mă refer, pe parte de evenimente corporate, aveam inclusiv martie și aprilie. Prima lună în care a fost lockdown-ul, am stat și am repus pe foaie, ca să zic așa, tot ce putem să facem și ce amânam să facem, și astfel încât ne-am creat și partea de magazin online cu livrări pentru buchete și aranjamente florale. Era un lucru pe care mi-l doream de ceva timp, dar nu găseam, practic, să zic așa, energia și timpul necesar niciodată de a face. Pot să zic că mă bucur, dacă se poate spune în acest an că mă bucur de ceva, este că mă bucur de partea asta, care acum e un aspect important pentru noi și în care continuăm să investim resurse. Anul acesta se vede cumva o revenire, chiar și treptată, la obiceiul de a organiza evenimente? Aveți ceva mai multe decât anul trecut pe vremea aceasta, să spunem? Da, în mod cert, astea sunt toate semnele pe care le avem noi în piață, să zic așa. Nu o să fie la fel cum au fost, să zicem, până în 2019, însă, sigur, momentan, în afară de primul weekend din mai, cel de după Paște, momentan toate evenimentele sunt încă în picioare, ca să zic așa, tot ce s-a reprogramat de anul trecut, plus cele noi care vin din urmă, pentru că, na, și anul acesta își doreau foarte mulți, bineînțeles, să se căsătorească, botez și așa mai departe, tot ce mai este. Semnele momentan sunt că se vor face, se vor ține, cu niște reguli noi, bineînțeles, cu niște limite, însă va fi mai bine decât anul trecut, în mod cert. Lumea își dorește asta, nu numai noi furnizorii, să zic așa. Câte evenimente pe care le aveai programate anul trecut s-au anulat pentru restul anului 2020? Ai făcut un bilanț sau ai preferat să nu mai ții cont? Nu, a trebuit să facem. Noi anul trecut am mutat pentru anul acesta aproximativ 90 de evenimente. Și în Grecia cum ați ajuns? Au fost niște români care au ales să organizeze nunta acolo sau români. Își doreau foarte mult o nuntă, să zic așa, ieșită din tipar. În același timp, să zic că s-a nimerit într-un fel cu faptul că aici nu se putea organiza o nuntă de dimensiune respective, au avut peste 100 de invitați. În Grecia era complet legal încă la momentul respectiv.
astfel încât ne-am putut ocupa și am dus, să zicem, toată nunta de aici, în Grecia. A fost superb, interesant. Din câte știu, suntem, cred că, între cei doi furnizori care au ieșit din țară la nivelul ăsta de evenimente și mi-ar plăcea, cred că, în fiecare an să avem măcar o nuntă de genul ăsta. Asta urma să te întrebați. Part gheața cu evenimentul acesta. Mai departe te gândești să replici modelul și în continuare și poate și în altă parte, nu numai în Grecia? Chiar suntem în discuții pentru două nunți anul acesta, însă să vedem cum va fi și în țările respective, una în Italia și una în Franța. Acum să vedem cum va fi din punct de vedere al regulilor pandemiei și în țările respective. Dar logistic, din punct de vedere al măsurilor de siguranță, în momentul acesta în România, câte persoane pot să participe la o nuntă, să spunem, și care sunt condițiile în care se poate organiza? Fix în momentul acesta, cred că suntem pe regula de 14 persoane în continuare. Bun, aflându-ne în postul Paștelui, acum nu se țin evenimente de acest gen, însă ar trebui, după cum am și văzut recent, domnul prim-ministru a anunțat că de la 1 iunie și-ar dori să se revină cât mai mult la normal, ceea ce ar însemna probabil de să crească din nou numărul de persoane de la 50, 100 și așa mai departe, ca și probabil cu teste făcute înainte. Noi venim cu multe variante și propunem multe variante astfel încât să fie cât mai sigur evenimentul. Însă, de la un punct anume, nu mai ține neapărat doar de noi, ci de autorități și cum hotărăsc ei că va fi mai bine. Hai să vorbim puțin despre businessul Dickies Events dincolo de pandemie, Paul. Povestește-mi puțin, cum ai ajuns tu să fondezi afacerea asta? Ce făceai înainte și de unde a venit ideea de a-ți deschide un business în organizarea de evenimente? Inițial, să zic, a început dintr-o joacă și avea ca și bază în sine doar partea de aranjamente florale pentru evenimente. Anterior avusesem niște experiențe în organizarea de evenimente, astfel încât oarecum lucrurile au mers mână în mână, ca să zic așa, și am crescut treptat către a face ceea ce facem acum. Îmi place mie să zic, suntem producători de evenimente, de la cele mai, știu eu, basic detalii logistice, inclusiv în a găsi o locație sau a face o locație într-un spațiu liber, până la ultimile detalii florale, de papetărie și așa mai departe, lumini, tot ce este necesar pentru un eveniment, atât personal cât și cele corporate. Care au fost primii pași pe care i-ai făcut? Ai făcut niște investiții? Ai avut nevoie de finanțare pentru ele? În ce ai investit în începuturile business-ului? În început am investit, ca să fac și o glumă, am investit în ce nu trebuia, probabil. Dar primii pași, să zic, au fost mai timizi. După aceea mi-am dat seama că aș avea nevoie totuși de o investiție mai sănătoasă și oarecum, să zic, am început cu aproximativ 20.000 de euro. S-a investit în anumite părți de logistică, de vase, chestii de astea din domeniul nostru. După aia într-un spațiu în care să lucrăm efectiv, pentru că nu se poate lucra de acasă, ca să zic așa, de la un anumit nivel. Ulterior am început cea mai bună investiție, să zic așa, investiția în oameni. Și sunt foarte mândru de echipa pe care o avem, am păstrat-o pe toată perioada aceasta grea cu pandemia și în continuare ne dezvoltăm ca echipă. Câți oameni numără echipa ta? 11 acum. 11? Da. Și maximul cât a fost? Maximul este în perioada verii în care depășim poate și 25 de oameni. Când este un alt timp de muncă, ca să zic așa. Însă echipa de bază, 12 luni pe an, acum este, să zic, de 11 oameni. Businessul Dickies Events, unde își are bazele? În ce loc? În București. Ok, iar evenimentele pe care le-ai organizat până acum, exceptând acea nuntă din Grecia, au fost doar în București sau ai mers și în restul țării, în diverse locuri în care și-au dorit, nu știu, mirii, părinții să-și organizeze nunta, botezul sau alte evenimente? Am avut norocul de a avea evenimente în toată țara, bineînțeles cu preponderență în București, însă am fost, cred că, absolut peste tot prin țară, cu evenimente mai mari, mai mici, mai inedite, știu eu, în vârf de munte, făcut eveniment la mare, pe plajă, la noi, în țară, absolut peste tot. Cred că aproape toate județele le-am acoperit. Îți vine în minte un eveniment care a fost așa cumva mai inedit sau poate care a avut peripeții în organizare? Ai avut momente de genul acesta?
Sigur, din start pot să spun, în al doilea an de activitate am avut o nuntă de 1050 de persoane, la care n-am dormit de marți până sâmbătă. Am stat cu emoții, n-are rost. Era foarte, foarte mare pentru ceea ce știam la momentul respectiv și doar prin nedormit și până foarte, foarte multă munca tuturor am reușit să-l ducem cu succes la capăt. E greu să explic cum e să nu dormi atâta timp, să muncești în continuu, sentimentul în sine, dar am învățat foarte multe lucruri de acolo și ne-a ajutat foarte mult pentru a ne putea organiza mult mai bine și în momentul de față în care avem o capacitate destul de mare de evenimente pe weekend, să zic așa. Lucrul ăsta vine cu ajutorul unei echipe bine formate și bine instruite și a unei organizări bine făcute de dinainte. Mă gândesc acum că un eveniment cu 1050 de persoane în momentul ăsta apare ceva science fiction, ceva ce e de neconceput. Da, nu. Acum nici nu. Nici în ce loc poți să organizezi un eveniment de genul acesta? Unde poți să aduni peste 1000 de oameni? Într-o sală polivalentă, ca să fiu sincer, a fost, nu din București. Se poate, la nivelul acesta de evenimente, se pot face oarecum unde găsim un spațiu suficient de mare în care să putem să și amplasăm un cort suficient de mare, spre exemplu, sau un aer liber, dar este foarte riscant să faci un munt atât de mare în aer liber și să n-ai un backup. Nu sunt multe spații unde s-ar putea face, nici nu sunt atât de des evenimentele de genul ca să fie o problemă, să zic așa. Însă, repet, a fost o experiență inedită și care ne-a învățat foarte multe lucruri. Ulterior au mai existat la nivel de 600-700 de invitați, dar la 1000 nu am mai avut. Venituri, Paul, Dickies Events, cum a fost anul trecut? Presupun că anul trecut n-a fost unul foarte fericit din punct de vedere al cifrelor, dar în anii anteriori, să spunem în 2019-2018, cam pe unde se situau veniturile pe care le aduce Dickies Events? În fiecare an am fost într-o creștere continuă, să zic așa. Bun, primii ani se dubla, se tripla, bineînțeles, erau cifre mult mai mici. De la început am ales să se reinvestească tot profitul și să continuăm să creștem atât din punct de vedere al capacității de evenimente ca și număr, cât și să și creștem ca și creativitate, ca și ceea ce venim nou pe piață, servicii să fie mai bune din partea noastră. Astfel a însemnat o investiție continuă în echipă. Anul trecut am fost cam la 20% din cifra de afaceri pe care ne-o propusesem. Dar nu, având în vedere situația, nu pot să zic neapărat în afară de faptul că a fost greu. E ok că s-am fost la acel nivel, ca să fiu sincer, la ce s-a întâmplat per total. Pentru anul acesta, așteptările nu sunt foarte mari neapărat din punct de vedere al evoluției. Însă, foarte, foarte important pentru cei din domeniul meu, consider că a fost supraviețuirea în sine și păstrarea resurselor pe care le aveam până atunci. Suntem încrezători, suntem optimiști și sper că în 2022 vom reîncepe, să zic așa, să intrăm pe creștere, ca să folosesc termenul ăsta. Până la 2022, spunem doar în câteva cuvinte și asta va fi ultima mea întrebare. Cum arată 2021? Câte evenimente ai planificat? Câte sunt în România? Câte sunt în străinătate? Pentru că spuneai că ai și două evenimente, de fapt, la care lucrezi peste granițe. Cum arată așa, în linii mari, restul acestui an? În linii mari pare un an aglomerat și ne dorim să fie așa. Practic, în afară de evenimentele de anul trecut mutate, avem cam același număr de evenimente anul acesta. Însă, momentan, încă suntem cât de cât în stand-by, cel puțin pe mai și iunie. Din iulie în sus, toată lumea pare foarte optimistă și sigură că își va avea loc evenimentul cum și-l doresc. Avem două în discuție în afara țării, destul de multe prin țară, foarte multe în București, bineînțeles. Practic, ca să fiu sincer, dacă totul este ok și ne dorim în primul rând să fie totul ok, cu oamenii, să fie toată lumea sănătoasă, să nu se mai întâmple lucruri. Mă mândresc mult că noi, în cadrul firmei, am reușit să ne ferim de COVID, iar acum urmează să ne vaccinăm și cred foarte mult în partea aceasta. În primul rând ne dorim să revină cât mai mult la normal viața,
iar noi să ne facem evenimentele în măsura în care se poate și cu respectând toate normele posibile și impuse, astfel încât să nu fim din nou închiși, ca să zic așa, și lumea să poată să se distreze, să, sincer, resimt din partea clienților că oarecum s-au sufocat de această situație, de acest an în care au stat, nu au putut să-și facă evenimentele, nu au putut să se vadă cu prietenii, nu s-a putut face nimic, iar lumea chiar resimte chestia asta la nivel emoțional și psihologic, să zicem. Îți mulțumesc foarte mult, Paul. Sper ca optimismul acesta pe care l-au clienții tăi să se dovedească a fi desprins din realitate și chiar să, să se întâmple toate evenimentele pe care le-au programat. Așa sperăm și noi și măcar jumătate din optimismul lor, dacă se va întâmpla, va fi ok în general pentru toată lumea. Așa e. Îți mulțumesc foarte mult. Mult succes anul acesta și în anii care urmează de acum încolo. Multă baftă! Mulțumim frumos! Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit și nu uitați că vă așteptăm în continuare pe site-ul Ziarului Financiar cu o nouă poveste de business în fiecare zi, în secțiunea Afaceri de la Zero. Pe curând!